și să te descoperi cu altă imagine decât tu aveai în minte. Asta mi-a dat de gândit despre mine, probabil nimic nu e întâmplător în universul ăsta. Din păcate, eu totdeauna am zis de mine că am vocația norocului și a fericirii. E momentul în care eu știu că norocul vine din interior, fericirea vine din interior, dar când ești pus în fața unor anumite evenimente, le pui la îndoială. Și sunt într-un moment, v-am zis, mai mult de jumătate de veac, în care dau aceste teste și eu nu mai zic probleme, zic provocări. Încerc să le trec cu brio, vedeți că universul, într-adevăr, am vocația norocului și a fericirii, că mi-a scos cursul în cale, uneltele cu care să lucrez cu mine însumi. Că altfel, vorba aceea, te duci pe la psiho, pe la toți ceilalți și intri pe mâna. Cel mai bun este lucru artizanal, mâna ta proprie. Deci sper ca până în septembrie, la termenul următor, ca să zic așa, să-mi regăsesc echilibru. Mie îmi place să mă reinventez, numai că până acum în viața mea m-am reinventat ca am vrut eu. Acum sunt în situația în care trebuie să mă reinventez, pentru că așa vrea viața. Și sper ca în septembrie să fiu, nu cu totul alta, că îmi place de mine și acum, dar una mai echilibrată și care să fi dat proba vieții. Unii o dau la sfârșitul vieții, eu o dau la 50 ceva de ani. Asta este. Vă iubesc pe toți și sunt fericită.